Bună ziua, bună ziua, oameni buni și dragi! În această zi minunată, la Sfântă Sărbătoare, vă salutăm de la Sălcioara! Mergem să o felicităm și să o surprindem într-un mod plăcut pe doamna Lucica, care ieri, pe 2 iunie, a împlinit frumoasa vârstă de 52 de ani. Mergem astăzi să o felicităm, deoarece este și o mică petrecere la doamna Lucica. Rămâneți alături de noi să vedem cât de mult o putem surprinde pe doamna Lucica și să vedem din partea cui vine această frumoasă și emoționantă surpriză. Bună ziua, bună ziua, oameni buni și lume multă! Trăiam în urmă de la surprize, surprize, Tulcea! Și avem deosebită plăcere să ne aflăm în această zi minunată în mijlocul dumneavoastră. Noi o căutăm pe doamna Lucica. Dumneavoastră, da? Să rămâne, Doamne, și la mulți ani. Din câte am înțeles, dumneavoastră, ieri ați mai întinerit cu un an. Adevărat, da? Mai exact, ați prins al 52-lea trandafir la buchetul vieții, da? Cu această ocazie, cineva a dorit să vă transmită un călduros la mulți ani cu sănătate prin intermediul nostru, să venim să vă facem o surpriză de la inimă la inimă. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Să vă facem ziua mai frumoasă, mai deosebită? Bănuiți? Cine, doamnă? Da? Zi cine? E, noi știm, dar nu putem să vă spunem încă. Dar noi nu știam de niciun iubi. Cum îl cheamă pe iubi? Da? Avem pentru noastră o dedicație muzicală care o să vă ajute să vă dați seama de la cine vine această surpriză de la inimă la inimă. Avem ceva dulce, avem și un mesaj scris cu dragoste și dor. Dar mai întâi să ascultăm melodia, da? Aveți emoții? Puțin, puțin. Să știți că emoțiile sunt omenești, sunt firești, face parte din viața noastră. Fără emoții n-am putea trăi. Vreți să vă ajut? Da? Păi, iubi, eu la un dans, iubi. Păi, cum cântă melodia singura ființă care îmi dă
putere și imaginare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, cea de acasă. Nimeni pe lume n-o să poată să ne despartă. Noi, dar am rămas tot amândoi. Și încă o viață te-aș avea, doar tu vei fi dragostea mea. Și vor mai trece ani și ani, copiii noștri vor fi mari, și noi la fel ne vom iubi, la fel de mult ca-n prima zi. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este soția, ce-o am acasă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ce-o am acasă. Nimeni pe lume nu o să poată să ne despartă. Puteți să vă puneți o dorință și să stingeți lumânările? Să facă copii! Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este soția, ce-o am acasă, e singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ce-o am acasă. Nimeni pe lume n-o să poate să ne despartă. Melodia a spus totul, nu? Avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Iubita mea soție, sunt fericit să te numesc așa în fiecare zi. Întâlnirea cu tine a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Îți doresc succes în viață. Cel mai de preț pentru mine este timpul pe care mi-l dăruiești. Prețuiesc fiecare moment în care mi-ești alături. Ridic paharul de cristal plin cu șampanie pentru tine, dragostea mea. Te felicit cu ocazia zilei de naștere și îți doresc dispoziție nemaipomenită, să fii respectată, să ai o mulțime de prieteni, fie ca razele de soare să lumineze calea ta, oriunde te-ai afla. La mulți ani, soția mea dragă, cu multă dragoste, al tău soț. Dacă doriți să-i transmiteți ceva, puteți să... Gata, s-a transmis. Bravo! Și haideți împreună cu toții să facem și un la mulți ani. Pentru doamna Lucica, pentru toți cei prezenți aici, pentru întreaga familie. Mulți ani trăiască, la mulți ani.
Și noi, surpriză, surpriză, Tulcea, vă dorim un călduros la mulți ani, cu fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră și, nu în ultimul rând, multă, multă sănătate, pe mai bună decât toate. Și iubire, bineînțeles. Toate cele bune și Doamne ajută!